Spune-mi în 2 sau 3, adunați numele Domnului, acolo și Domnul este prezent. Aleluia. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Pentru că cei ce stau lângă Dumnezeu primesc binecuvântare. Spre cuvântul Domnului, Iuda, capitolul 1, versetul 3. Preobiților, pe când îmi dădeam toată senința să vă scriu despre mântuirea noastră a tuturor, m-am văzut silit să vă scriu, s-a văzut silit să ne scrie nouă, în ziua de astăzi, să știm, să vă scriu că să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Și noi dorim din toată inima rugăciunea aceasta să spunem, Doamne, ajută-ne să ne luptăm rugăciune, să ne luptăm în ziua aceasta, în vremea aceasta, când este un timp greu, pot să spun eu, este un timp greu, când vrăjmașul caută ca cei mai mulți oameni să-i atragă de partea lui, cei mai mulți care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, care stau lângă Dumnezeu, Satan, în vremea aceasta, să caută să-i atragă de partea lui, ca să schimbe Evanghelia, să schimbe credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și doresc din toată inima să ne rugăm Domnului să spunem, Doamne, ajută ca biserica aceasta să fie o biserică ca să păstreze Cuvântul Tău Cel Sfânt. Amin. O biserică să te caute pe tine, să te dorească pe tine, o biserică să stea lângă tine. Și spune Cuvântul Domnului mai departe, versetul 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru condamnare aceasta. Oameni nevavioși care schimbă în desfrânarea Harului Dumnezeu nostru să-L tăgăduiască pe sigurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Sunt unii oameni care caută să schimbe. Să schimbe, să transforme Cuvântul lui Dumnezeu, dar noi ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-ne să rămânem lângă Tine, să-ți facem voia Ta și să te rugăm pe Tine până la capătul vieții, orice s-ar întâmpla. Chiar dacă suntem mai puțini, chiar dacă vor rămâne mai puțini, noi nu căutăm să aducem mulțime, noi nu căutăm să fie oameni, să căutăm folosul oamenilor, ci să căutăm folosul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze, să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L dorim pe Dumnezeu. Să nu ne depărtăm de Cuvântul Său Cel Sfânt, de adevărul care a lăsat Dumnezeu pe Sfintele Scripturi. Să spune, Doamne, chiar dacă vom rămâne mai puțin, Tu știi când vei aduce oameni la mântuire, vei aduce oameni în locul acesta, dar noi, cei din locul acesta, vrem să-ți proslăvim numele Tău Cel Sfânt. Și spune mai departe Cuvântul Domnului, vreau să vă aduc aminte, cu toate că știți odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri. Deci, spunea, vreau să vă aduc aminte, dorea să ne aduc aminte și noi să știm lucrul acesta. Vor veni vremuri când unii oameni se vor strecura printre noi cu o altă Evanghelie, cu o altă învățătură, dar doresc în toată inima ca noi, cei din locul acesta și cei care vor veni în locul acesta să aducă o Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos, cuvinte sănătoase și Domnul să ne binecuvânteze. Dorim din toată inima să spunem, Doamne, ajută-ne, Doamne, păzește-ne, Doamne, învață-ne, Doamne, curățește-ne, sfințește-ne, călăuzește-ne și dă-ne înțelepciunea Ta cea sfântă. Să fim niște oameni doritori, să te slăvim pe Tine, să te căutăm pe Tine mai mult, să te dorim pe Tine mai mult și Domnul să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească, să-L căutăm pe Dumnezeu și spune Cuvântul Domnului în versetul 7, tot așa și Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduse ca și ele la desfrâu și au poftit trupul altuia, ne stau înainte un exemplu suferind pedeapsa unui foc veșnic. Uitați ce a făcut Sodoma și Gomora, oamenii aceștia din orașele acestea, oameni care nu l-au mai căutat pe Dumnezeu, oameni care nu s-au potrivit lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu lasă un timp să ne pocăim, Dumnezeu lasă un timp să-L căutăm, Dumnezeu lasă un timp să venim înaintea Lui. Și noi dacă căutăm să schimbăm gândirea noastră, dacă căutăm să schimbăm învățăturile care Dumnezeu le-a lăsat pe Sfintele Scripturi, aș vrea să vă spun că nu este bine din partea noastră și este un prilej de a cădea în ispită, în a păcătui împotriva lui Dumnezeu. Și doresc din toată inima să spunem, Doamne, cei din locul acesta, cei care vestesc Evanghelia, cei care dau îndemnul, cei care te laudă pe Tine, ajută-ne să venim așa cum trebuie să venim înaintea Ta. Amin. Cu trupurile noastre aducem niște jertfe frumoase înaintea Ta, niște jertfe plăcute de bun miros înainte Ta. Aleluia. Și Domnul să ne înteze, Dumnezeu să ne întărească când vine vrăjmașul să ne ispitească, să ne aducă gânduri care nu sunt pe voia lui Dumnezeu, să spune, Doamne, păzește-ne, Doamne, ferește-ne, Doamne, dă-ne putere. Dă-ne putere să putem să învingem ispita, să fim niște oameni biruitori, nu să fim niște oameni să ne biruiască vrăjmașul, să fim niște oameni biruitori, să ieșim biruitori și Domnul să ne înteze. Dorim din toată inima să aducem rugăciunea aceasta înaintea Domnului și să spunem, Doamne, păzește-ne, Doamne, întărește-ne, Doamne, înțelepciune
să pricepem cuvântul tot cel sfânt, să nu răstămâcim și te rugăm toată inima să ne dai credința aceasta, să putem duce solia crucii până la capul vieții. Dorim să ne ridicăm picioare și să aducem rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Amin. Amin.